Aselenizarea a fost și încă rămâne unul dintre cele mai importante evenimente ale umanității. În acele vremuri, multe persoane probabil s-au așteptat la o nouă era a explorării spațiale, însă, surprinzător, omenirea nu a mai repetat realizarea din 1972. Nu putem spune că domeniul în sine a stagnat, ci din contră. Multe alte descoperiri și obiective mărețe au fost realizate de atunci, inclusiv aterizarea roverelor pe Marte și construirea stației spațiale internaționale. Însă ceva ce nimeni nu a mai reușit sau măcar încercat este aselenizarea. Deci hai să vedem adevăratul motiv pentru care nu ne-am mai întors pe lună. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Războiul rece s-a încheiat. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Statele Unite a demonstrat un nou tip de tehnologie cu adevărat înfricoșătoare, bomba nucleară. În același timp, influența Uniunii Sovietice a început să fie din ce în ce mai resimțită, așa că lumea s-a împărțit rapid în trei părți. Aliații Americii, adică prima lume, aliații Uniunii Sovietice, lumea a doua, și cei care nu făceau parte nici din blocul vestic, nici din cel estic, lumea a treia. Deși între Statele Unite și Uniunea Sovietică nu a mai izbucnit niciodată un conflict direct, în timpul războiului au avut loc mai multe complicații care au implicat mai mult sau mai puțin superputerile. Aici putem vorbi despre războiul corean, conflict care a dus la împărțirea peninsulei coreene în partea de nord și de sud, cât și despre războiul din Vietnam care a dus la unificarea țării sub conducerea comunistă. Pe lângă conflictele sângeroase, războiul rece a fost și o perioadă dominată de paranoie, fiecare țară încercând să își dezvolte abilitățile balistice în cazul în care ar izbucni un război nuclear. Totuși, această întrecere a format și un fel de competiție care a evoluat în cursa spațială. Până la urmă, unul dintre factorii cheie care a permis dezvoltarea domeniului spațial și în cele din urmă aselenizarea a fost competiția Statelor Unite cu Uniunea Sovietică. Cea din urmă și-a arătat interesul pentru spațiu încă din anii 50, reușind să realizeze ceea ce se credea imposibil la acea vreme, lansarea primului satelit artificial Sputnik în 1957. La nicio lună mai târziu, sovieticii au reușit încă o lovitură puternică pentru America când au lansat primul animal în spațiu, câinele Laika, care din păcate nu a supraviețuit drumului înapoi. Totuși, mesajul era clar. Uniunea Sovietică avea tehnologia necesară pentru a trimite rachete chiar și până în spațiu, tehnologie care s-ar putea adapta ușor pentru lansarea armelor nucleare către Statele Unite. Astfel, americanii nu și-au dorit să rămână în urmă, așa că s-au pus rapid bazele proiectului spațial american, ceea ce a constat în lansarea propriului lor satelit, cât și la înființarea agenției spațiale dominante de astăzi, NASA. Efortul Statelor Unite s-a dovedit a fi un succes, însă în 1961, Uniunea Sovietică a îndeplinit încă un obiectiv măreț. Nu doar că a trimis un astronaut în spațiu pe Yuri Gagarin, dar a și fost adus înapoi acasă în siguranță. Războiul rece era în plină amploare, iar potențialele avantaje tehnologice și strategice pe care le-ar oferi rușilor o astfel de tehnologie era o preocupare pentru toată lumea. Președintele Kennedy a spus în 1962, "Aceasta este, fie că ne place sau nu, o cursă. Tot ceea ce facem în spațiu ar trebui să fie legat de a ajunge pe lună înaintea rușilor." Mai mult, președintele american a declarat că înainte de începutul anilor 70, Statele Unite va aseleniza cu succes. După cum au menționat și mulți alți istorici, cursa spațială a fost într-adevăr un război proxy între Statele Unite și Uniunea Sovietică. În loc să se desfășoare prin tancuri și trupe pe pământ, cele două țări au angajat oameni de știință și ingineri într-un efort de a revendica Luna într-un mod simbolic.
Războiul rece a luat în cele din urmă sfârșit în 1989, an în care majoritatea țărilor sub regim comunist deja și-au înlocuit guvernul, cât și anul în care zidul Berlinului a fost dărâmat. Influența Uniunii Sovietice a scăzut din ce în ce mai mult până la prăbușirea ei de pe 26 decembrie 1991. Acele condiții din războiul rece nu mai există și până acum nicio altă țară nu s-a ridicat la aceeași rivalitate cu America ca și Uniunea Sovietică, eliminând un motiv cheie pentru care a mers pe lună în primul rând. Este o investiție fără returnări. Poate că nu trebuie menționat, însă aselenizarea a fost un proiect extrem de scump. În timpul programului Apollo, NASA a dispus de aproximativ 28 de miliarde de dolari, care în banii de astăzi ar fi peste 280 de miliarde. De atunci, finanțarea agenției a scăzut din ce în ce mai mult, deoarece interesul pentru spațiu nu a fost niciodată la fel de mare precum în 1969, momentul în care Apollo a ajuns pe lună. Statele Unite încă se implica în războiul din Vietnam, așa că mulți oameni și-au concentrat atenția pe Pământ. Mai spre bine sau mai spre rău, adevărul este că suntem o societate capitalistă, iar orice proiect este propus în vederea profitului. Atunci când ne gândim la trimiterea astronauților pe lună, potențialul de câștig este extrem de limitat, cel puțin prin tehnologia noastră actuală. De fapt, parte din tehnologia extrem de costisitoare necesară lansării doar ajunge să se prăbușească în ocean, fără să mai fie utilizată vreodată. Totuși ar exista câteva modalități prin care misiunile pe lună ar putea genera profit, lucru care ar atrage automat atenție și finanțare. De exemplu, luna este o sursă bogată de heliu-3, un material extrem de rar care ar putea fi extrem de valoros pentru viitor. De asemenea, o mare parte din dificultatea lansării rachetelor de pe Pământ este eliberarea din atmosfera planetei noastre. Deci, luna ar fi un punct de lansare perfect pentru călătoriile mai lungi. Desigur, pentru ca toate aceste scenarii să se adeverească, avem nevoie și de o bază permanentă pe lună, de întreținere pentru astronauți și de infrastructură și echipamente pentru a ne putea desfășura activitatea. Toate acestea s-ar ridica din nou la sute de miliarde de dolari. Însă, dacă ne gândim că Statele Unite a cheltuit mai mult de 6 trilioane pe războiul din Orientul Mijlociu din 2001 până încoace, planurile probabil că vor fi realizate dacă reușim să ne rezolvăm problemele de pe Pământ. Atenția este pe Marte. Deși nimeni nu neagă faptul că aselenizarea a fost unul dintre cele mai marcante momente ale omenirii, multe persoane, mai ales politicienii, își doresc ceva nou. Din acest motiv, astăzi toată atenția pare să fie concentrată pe Marte, nu pe Lună. Acest lucru poate fi văzut chiar după 1972, momentul în care a avut loc ultima aselenizare. Mai exact, 4 ani mai târziu, când modulele Viking 1 și 2 au ajuns pe suprafața marțiană. De atunci, trendul a început să se repete, iar în 1997, agenția a realizat ceva chiar și mai ambițios, a trimis primul rover pe Planeta Roșie. Deși oamenii nu au ajuns niciodată în mod direct pe Marte, explorarea la nivele nemai întâlnite până atunci a fost posibilă datorită roverului Pathfinder. Ultimul rover lansat de către NASA este Perseverance, care nu doar că a plecat la drum cu un mini-elicopter pentru a permite mai multă verticalitate ca niciodată, dar se află pe Marte alături de roverul chinez Zhurong. Prima dată când două rovere care nu au fost construite de NASA s-au aflat pe suprafața marțiană. După cum raportează Scientific American, Comisia pentru Știință, Spațiu și Tehnologie a Camerei Reprezentanților a introdus un proiect de lege pentru a face ca explorarea Planetei Roșii să fie obiectivul oficial al NASA. Marte nu numai că este o destinație mult mai valoroasă în ceea ce privește cercetarea științifică și înțelegerea noastră despre univers, este și un obiectiv care a captat imaginația publicului încă de pe vremurile în care credeam că este o planetă identică cu Pământul și că ar putea susține viața. Concluzie.
Poate că ne întristăm puțin atunci când ne gândim că agențiile spațiale nu au continuat să trimită oameni pe lună, însă din multe privințe viitorul este strălucit. Adevărul este că aselenizările au fost mereu foarte periculoase, așa că dezvoltarea tehnologiei pentru a mai elimina o parte din acel pericol nu este niciodată un lucru rău. Este foarte posibil ca în încercarea de a atinge Marte să ne reîntoarcem înainte și pe Lună, așa că mai devreme sau mai târziu omenirea se va reîntoarce cu siguranță pe singurul nostru satelit natural. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.